No, bună ziua, domnilor și domnilor! Bună ziua, dragilor! Măi, oameni buni, am o dilemă. Am o dilemă și, fiind poate, mă ajutați să descoper unde e șmecheria. Deci, în primul și în primul rând, în viața asta am învățat un lucru. Când cineva, dacă ai o tangență cu cineva, adică nu, mă refer la faptul că, cum să zic, nu mai ai nicio tangență, dau un exemplu, și persoana respectivă își schimbă comportamentul de la o zi la alta, asta trebuie să vă dea întotdeauna de gândit. Pentru că ceva nu e în regulă acolo. De ce până acum a fost, dau un exemplu, rece și acum dintr-o dată e caldă? Ce ziceți voi? Hai să începem cu începutul. V-am mâncat jura voastră duminică, ca de obicei, când eu mă duc la Bibi, când pot, când sunt aici, când nu sunt aici, numai când mă pot duce. Sigur că înainte sun. Sun. Știți bine că la mai un pic în, am un pic de mult timp înapoi, tot aveam problema asta că sunam și nu răspundea. Sunam și nu răspundea. Luni întregi am sunat și nu răspuns cât a fost în România. Și aici la fel făcea același lucru. Săptămâni întregi sunam și nu răspundea. Și bineînțeles vrăja la aia că nu auzi telefonul, că nu mai are telefonul, că nu știu ce, că nu știu cum. În fine. Duminică, acum duminică, sun. Bă, fraților, ding, ding, la al doilea pacu și răspuns. Și mi-e dat drept pe Bibi. Bine, na, ce face Bibi, cum face Bibi, mă iubește, tot ce de rărărără. Bibi după mine, nu știu, nu știu cum. Băi, tata, zic că 20 minute ies la tine, că am fost acolo prima dată la... Mi-a scos, mi-a luat banii înapoi de la cauțiune care am dat-o la aia cu chiria. Și... Da, m-am dus la el. M-am dus că ploua. N-aveam cum să-l duc afară la fotbal, la nicăieri, când am ploua. Dar am zis, bă, mă duc, îl iau, îl duc cu mine la McDonald's, mai povestesc, eu mai nu știu ce. Așa că m-am dus și l-am luat pe Bibi meu. Bă, frumos îmi iau, frumos, bea jucurița lui, că mai frumos să face. E părășul meu. Da, mă. Bun, mă duc, îl iau. Bă, îl pui în mașină să pornesc către McDonald's. Mă mâncava jbura asta, nici nu fac 100 și ceva de metri, că și-mi zice Bibi. Cum stătea, că el îl pui acum în spate pe el. Își pune centura, că știe să-mi iubă la pizza, că am avut o dată problema să-i ne luată mea de pătrie. În fine, mă mâncava jbura asta, zice, vezi că mâine mă duc în România. Asta a fost duminica trecută. Mamă, mâncava jura voastră, dacă n-am pus o frână de el, am pus și pe Bibi în cap. Păi stai, cum ești tu în România? Păi zice, mergi în România mâine. Păi cum să mergi în România, mă, dacă tu n-ai pașaport valabil? Mamă, mâncava jura voastră, deci m-a luat, știi, așa un pic, când ți se urcă așa adrenalina aia în sânge. Pacu și sunt pe masă. Păi zic, care-i treaba, mă, că zice asta, că zice Bibi că mergi în România. Păi mergem în România. Și cum se merge în România dacă tu n-ai pașaport? Adică are pașaport, da. Nu-i mai valabil. Eu i-am făcut acum 3 ani acolo la Frankfurt, la o notară. I-am făcut procură și eu am plătit tot, bineînțeles. Și nu. Așa e omul bun, e omul bun. Înțelegi? Și normal că o expirat. Că era până în 2023. Asta a fost în 2020 când i-am făcut procură. Păi să cum să merg, mă, cu el în România, pentru că tu, în primul și în primul rând,
N-ai cum să mai vii cu el înapoi dacă nu mai e valabil pașaportul. Lasă că ne descurcăm noi. Tu să fii atent aici. Să nu faci cu vreo șmecherie, să umbli pe la tribunale pe acolo ca să mă scoți pe mine din drepturi, că nu știu ce se întâmplă. Și în primul rând, mâncava și gura voastră, mie în poștă, mie mie nimică, când am fost să mai mai multe ori, și cu dință, și după aia când mi-am măstreabă aici, și după aia încă o dată de mine să-mi fac buletinul. Și n-am avut, deci dacă te bag în tribunal, dau un exemplu, la tribunalul din Arad, înțelegi, atunci automat trebuie să stimată și ție în poștă ca inculpat, cum a venit, pentru că ea poate să zică ce vrea, dar tribunalul trebuie să asculte și ce zici și tu. Și? Și n-are cum să zică că dau un exemplu, că atunci te poate scoate din drepturi. Când dau un exemplu, tu nu te interesează de creșterea lui, adică nu contribui la creșterea lui, mă refer financiar, sau, știu eu, nici nu mai te interesează, nu mai are contact cu tine, nu mai aia. Și eu doar am aici o grămadă de dovezi că îl caut în fiecare duminică. Plus că plătesc la socialul de copii. Că am avut întreruperile astea, nu contează, eu tot am plătit și am aici un dosar întreg. Eu de fiecare dată când trimăt, dau un exemplu, când le fac o plată lunară lor, eu trimă prin bancă și o copie îmi rămâne tot timpul mie. Și eu mi-o bag acolo în dosar și fiecare am data când am trimăt și ora. De exemplu, 24-a, 25-a, 25-a, 26-a, 5-a și așa mai departe. Nu, în fiecare lună. Bine, am o pic de întrerupere. Cât am fost în România, când am plătit și așa mai departe, plus a fost o fază când a fost treaba cu Bibi, cu America, i-am sunat pe ei și că e numai cu banii, știe. Dar cum adică, mă, numai cu banii, dar eu dacă vă spun niște chestii pe voi, nu vă interesează. În fine. Așa că nu mi-a venit nimic în poștă, nu mi-a aia. Zice, lasă că o să văd eu. Că trebuie făcută procura la copil. Da, zic, știu că trebuie făcută procura la copil. Adică, când faci procura la notar, trebuie să fie amândoi părinți, adică ea și eu. Eu, în momentul când semnez, sunt de acord că îi dau dreptul ca ea să circule, să zic, că aia mi-a fost atunci șmecheria când a vorbit el de America, pentru că i-am făcut procura, acum 3 ani când i-am făcut aici la Frankfurt, în care se specifică țările care le tranzitează. Deci nu poate ea să margă, dau un exemplu, din Germania, România, prin altă parte. Decât traseul stabilit, adică poate traversa Austria, că e trecut acolo, Austria, Ungaria sau Cehia, Slovacia, Ungaria, România, bineînțeles. Deci două trasee, că ea avea probleme cu Austria, cu treaba atunci. Și am făcut și pentru partea aia, în caz că ăsta să poată să meargă pe partea aia. Deci nu are ce curta nocheță cu el. Adică nu-i făcută procura să meargă cu el în Italia, Spania sau știu pe unde. În fine. Da, știu că trebuie făcută procura, dar să fie atent aici. Trebuie să vedem un pic, să stabilim niște reguli și atunci o vedea. Lasă că zice, încă nu știu sigur dacă mă duc sau nu mă duc, o să văd, o să te anunț. Bine, mă, am închis. În fine, ieri am fost, mi-am schimbat uleiul, n-au ce-am făcut eu pe acolo, și pe la miază, așa, pe la 1 și ceva, dar mă sună. Da, am răspuns, pe eu răspund, eu nu sunt nesimțit, eu răspund, frate. Te-am sunat să știu cam ce program de muncă ai. Păi zic, bine, de ce? Lasă programul, că eu n-am trebuit, eu am un program flexibil. Mă descurc. Nu? Păi dacă noră mea, ca autonotar, ca să facem procură la copil și dacă cumva ăsta ca să știu cum să facă programarea. Poți să-mi nicio problemă, tu spune să facă, că la mine nu-i problemă. Dacă am vreo curs, zic la ala că nu mă duc mâine, că am alte treabă de făcut. Și vin să semnez, dar zic, fie aici. Eu o să vin să semnez, dar cu o singură condiție. Păi, care? Cum adică, mă, care? Condiția mea e în felul următor.
că eu, de exemplu, dacă îi, de exemplu, vreau să facem procura în, cum ar veni, în două feluri. Adică și pentru tine și pentru mine. Eu semnez că îți dau voie să ieși cu el din Germania, să-l duci în România să vii cu el înapoi. Tu semnezi la fel pentru mine că îmi dai voie să-l duc în din Germania în România să-l aduc înapoi. Același lucru, ca la tine, la mine. Și bineînțeles, procură valabilă și pentru serviciul pașaporte din ăsta cum. Dar bine, se poate face și la Bonn, la urma urmei. Sau și la Oradea, unde vrea ea. Ca să poată să facă pașaportul, că după cât e ținut data trecută, nu se putea face numai pe 3 ani. Bine. A, zice că-s de acord. Zic, fii atent aici, nu mă face să iau cușcare să-mi faci figuri. Nu, nu, eu sunt de acord. Acum nu știu dacă vrea el să meargă cu tine. Păi zic, eu sunt tata lui. Cum să nu vrea, de ce să nu vrea să meargă cu mine? Și acum când a fost cu Bibi, eu zic că el vrea să vină la mine. Păi zic, Bibi, bea să-l gurița, tata, n-are tata unde este, eu uite în ce cameră stau. Da, da, e bine ce vrei să fac. Așa că Bibi, de ce să nu vină să stai cu mine două săptămâni? Și ăsta e visul meu, cum că aș gura la asta să-l aduc cu mine. Doamne ajută! Acum, că au zis că vorbește în oră sa și dacă e viitor să caut și eu. Băi, eu am căutat, m-am uitat, am găsit cel mai aproape termin pentru notar și am găsit eu aici, acolo, în Frankfurt. E de 22-21 august. Și după câte știu eu, nu mai are ce face cu terminul ăla de atunci, pentru că el mai un pic începe școala, adică n-are să-i facă procura, mă gândesc eu, să pot două, trei zile. Acum n-am sunat, să-l văd, l-aștept să-l, poate sună ea. Și atunci, eu sunt de acord să-i semnez, dar cu condiția ca și eu să am același drept, frate. Că viață mea să duc pe Bibi cu mine în România, băiaș bulița lui, să ducă tata cu mine în România, două săptămâni, nu mai fac nimic acolo dacă îl duce tata cu mine. Nimeni nu mai fac mâncauș gura asta. Eu duc numai pe la mall-uri, pe la kebab-uri, pe la McDonald's-uri, pe la unciuso. Bă, și-a dus aminte de unciuso mâncauș gura. Uitați-vă pe clipul care l-am făcut, când l-am întrebat de domnul Nelson. Zice, îl știu. Că m-a băgat sub apă atunci, băi, și-a adus aminte, bă, fii atent aici, bă, mâncava și gura voastră, nu știu ce să zic, să-mi bat pe celul dacă nu. Dar Bibi, când eram cu el în Ungaria, băi, să știi că vorbeam, n-avea nicio problemă. Ceva s-a întâmplat acolo, acolo ceva s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, dar acolo ceva s-a întâmplat, pentru că după un pic de timp, am văzut că nu mai vorbea, adică cu noi în casă vorbea. Dacă vine cineva care îmi cunoștea, nu mai vorbea. Măi, prima dată am zis, bă, că poate că, nu, știu eu, nu-i ăsta, nu prea am băgat de seamă așa, cum să zic, zic, bă, poate e un forușinie, sau nu știu ce. Că după ce pleca de acolo, de la noi din casă, pac, imediat vorbea, frate. Și vorbea normal, cursiv, ca și noi. Că doar Bibi vorbește foarte bine. Și germană, n-ați văzut. Uitați-vă mă pe clipul ăsta ultimul ce l-am făcut. Că i-am zis, bă, cum zici la copii dimineața? Uite, morgit. Uite, nici nu pot să pronunț cum zice el. Așa zic nemții, uite, morgit. Uite, morgit. Nu zic cum zice noi străini auslenderii, uite, morgit. Ei zice altfel cumva și el deja e ca și ei, bă, ți-ar vorbesc că neamță ăsta, frate, mai un pic. Lasă băiești gurița lui, că da, e să faci vreunghiul acum, îi zice, trebuie să văd, să fac un arhitect, nu ca o școală voastră, să trimă la școala de geometrie de aia, care face blocuri. Dacă să face Bibi un arhitect, nu ca o școală voastră, am o bătrâneață liniștită. Dacă nu să faci ceva ca lumea, n-am o bătrâneață liniștită, că pensia mea ia Bibi. Da, în orice caz, în fine, asta vreau să zic. Acum, ce să zic, bă, fraților, ăsta e dubiul meu că de ce e acum e de acord, că până acum nu a fost de acord să-l duc cu mine în România, că auzi ea ce vrăjeală avea, că ea nu vrea să-l duc pe copilul meu acolo la Bărăi unde stau eu, să vină fosta mea muiere acolo.
Că copilul n-are ce căuta acolo unde vine, bine, cum zicea în paranteză, curva aia. Știi? Și acum s-a schimbat. De ce s-a schimbat? Chiar serios nu știu. Bineînțeles, sigur că nu, cum să zic, ați văzut și voi clipuri și asta că Leonardo meu frumos, eu zic Bibi din dragoste. Coiosul, la fel, i-am zis din dragoste, pentru că așa de mult îl iubeam și bineînțeles și acum îl iubesc foarte mult. Bine, atunci era mai micuț, îți dai seama că copiii mici îți vine să-i mănânci, atâta ți-a zis, dragi. Și din dragostea mare care era pe capul meu, îi ziceam Coiosul, bea gurița lui, că îl pupam tătă ziua. Tătă ziua îl pupam și luam în brață și n-am fine. Și acum, ultima dată, la fel. Nu i-am mai zis Coiosul, i-am zis Bibi. Și de atunci tot așa îi zic Bibi. Dar asta din dragoste, din dragostea care o am pentru el. Pentru că îl iubesc foarte mult, știi? Acum, bineînțeles, sigur că nici nu are rost să mint, cum să zic, iubirea pentru mine aceeași. Decât, cum să zic, nu mai stau cu el, uite, stau de atâta timp fără el. Îl văd o dată pe săptămână. Și cum ar veni, nu pot să zic că e chiar același lucru, dar îl iubesc foarte mult. În schimb, nu știu cum să vă explic vouă ca să mă înțelegeți. Poate m-ați înțelege, dar nici eu nu știu cum să mă exprim. Poate că mă refer la faptul că voi ați zice, poate, bă, dar pe normal, dacă tu, deci dacă tu zici că îl iubești, ar trebui să fii disperat toată ziua după el. Nu mai ești așa de disperat. Înainte am fost. Nu mai ești așa de disperat toată ziua după el. De exemplu, iasă duminică, care îmi zice că, știu, e răcit, nu poate lăsa și zic, bine, mă, asta e, ce se fac? Adică sunt mai pasiv, cum ar veni, știi? Din cauza că nu mai, dar la început am fost foarte supărat și foarte năcăjit, vă spun sincer. La început am fost foarte, foarte supărat, foarte năcăjit, foarte zăpăcit. Pentru că eram obișnuit cu el și din toate mi s-a luat, cum ar veni, porția de bucurie. Așa că și acum, cum să zic, eu de-abia aștept să vină duminica. Și bineînțeles, nu, când sunt în România, asta e. Că mă duc și când am fost în România, mă duc că știu că n-am ce să fac, că nu mi-l dă. Dar mi-ar plăcea, de fapt, sincer să fiu, cum să vă zic eu, bă, frate, dacă mi-l-ar da să-ți dau o săptămână să duc cu mine în România, pe parte m-aș bucura și pe parte nu m-aș bucura, știi? De ce cauză? Din cauză că eu acum m-am obișnuit de un pic de timp așa, cu chestia asta că mă duc duminica, stau, dau ore 3, ore 4, ore, că pentru mine e suficient, pentru că mă încarc, cum ar fi. E ca o fel de baterie care o încarci. Și dacă m-aș duce cu el, dau o săptămână în România, probabil m-aș supraîncărca. Și bineînțeles că prostii nu poți face, adică mă refer la faptul ca să nu mai duc niciodată înapoi, să rămân acolo cu el. Nu fac așa ceva. Din ce cauză nu fac așa ceva? Pentru că dacă aș face treaba asta, sincer, ce mi-ar putea face, frate, că tata lui și îmi portă numele. Dar pe ce să-mi facă nimic? Din România, de la mine, mână, nu l-am mai putea lua. Dar n-aș face chestia asta. Din ce cauză? Vă spun din ce cauză. Din cauză că, dacă, de exemplu, să zic că aș face chestia asta, cum ați mai zis și voi aici, de ce îmi duce în România? Bă, dacă aș face chestia asta, ce aș putea să fac? Să-l bag la școală în România? De exemplu, eu stau în Bărăi, l-aș duce la școală la Căian. Uite la țară, Căian, uite la țară. Să-l iau din Frankfurt, să-l duc la țară la Căian. După părerea voastră ar fi ok? Pentru mine niciodată. Pentru că știu că pentru el aici e viitorul lui. Și dacă eu aș face chestia asta, aș fi cel mai mare măgar,
din lumea asta. Pentru că asta înseamnă că nu iubesc copilul și nu-i vreau binele. Și eu îl iubesc și vreau binele. Și din momentul că ce îl iubesc și vreau binele, eu vreau ca copilul meu să fie într-o țară în care are un viitor. Nu că în România n-ar avea un viitor, dar nu se poate compara cu Germania, frate. Înțelegi? Pentru că aici el, făcând școala, el are un viitor, crește într-o, cum să zic, într-o țară, sincer să fiu, mult mai, că de-aia mi-e place aici, pentru că nu, e o mentalitate mai deschisă. Și atunci niciodată n-aș face chestia asta. El trebuie să stai lângă mama lui, pentru că eu știu, cu toate că ce treabă avem noi între noi, aia e treaba noastră. Mama să îl iubește. Ați văzut, e spălat, îngrijit, călcat, mâncat. Îi face toate poftile. Uite, chiar am văzut acum, eu cumpărat și lănțișor de aur, eu cumpărat inel de aur și încă mâncava și gura asta cu semnul de la Mercedes. La 100.000 l-a făcut la comandă. Acum, poate să-i facă după ce mi l-a 20.000 de euro. Și plus în fiecare unul primește o grămadă de bani după el și după la lant. Și nu plătește chirie, are casă, eu doar în banană. Nu ca mine, că uite, stau pe-n chirie. Așa că n-aș face niciodată chestia asta. Niciodată în viața mea. De-aia că ați mai zis voi câteodată că de ce nu e. Nu-l iau pentru că n-am cum eu să un tată, cât de mult aș iubi copilul, nu are niciodată în viață cum să înlocuiască o mamă. Pentru că o mamă altfel îngrijește un copil și are, el l-a crescut, el l-a alăptat, de acolo a ieșit și ai altfel față de un bărbat. Un bărbat nu poate să facă același lucru care face o femeie în privința asta. Și atunci, sigur că, cum să zic, uite și Giovanni și cu Daria. Bă, cu mama lor a crescut, cu mama lor trăiește, vine la mine, cum vreau ei, cum vreau ei, bagabontul de Giovanni. Dar, dacă ar fi să aleagă, dau un exemplu, cu cine să meargă și să fie o bifurcație stânga-dreapta, stânga eu, dreapta Marsa, exact cum o zis Domnulescu, Mondialul, acela, să știi că o zis bine, din cauza că n-au crescut împreună, n-am fost noi împreună cu el, cu Liana, cu Lobu și așa mai departe, clar că o iau pe partea lui Masa, o iau în dreapta la Masa. Pentru că cu ei au crescut. Ei au fost cu ei tot timpul. De exemplu, Giovanni și Daria, la școală, la aia, la aia, la aia, la aia. Ăsta, Bibi, la fel. Așa că da. Bine, acum, ce să zic, în primul și în primul rând, chiar am o dilemă pe faza asta, pentru că sper să nu facă vreo șmechere, mă refer dacă mai are România pe fază, dacă îi fac procură să meargă cu el în România, dar n-aș crede, mă, frate, n-aș crede să fac o prostie, că știe că îi pierde școala de aici, îi pierde tot de aici, ce are în Germania, ce-a făcut aici, adică mă refer la faptul să cumva de acolo să fac alte manevre, să meargă, știu eu, în altă țară. Mă refer la America, că știți cât de America vorbesc. Nu cred că e atât de nebună să facă prostia asta, ca să-și lasă, cum ar veni, curcușul ei cald din Germania, să margă într-un patrace din America. N-aș crede. Așa că nu știu, stau un pic așa pe gânduri, dar, bă, ce să zic. La urma urmei, cum am mai zis și repet și chestia asta, orice ar face, orice n-ar face, știu că o face pentru el. Adică o mamă întotdeauna își iubește puiul. Pentru că dacă nu și l-ar fi iubit, era la mie de mult. Și, da. Așa că aștept să văd și voi ce ziceți. Sper că mi s-au dezactivat comentariile și, sincer să fiu, cum am mai zis, mi se pare un pic așa chestia asta că se schimbă de poză în partă. Adică până acum nu a fost de acord să-l duc cu mine în România, că vreți doamne aia, și acum uite că e de acord. Așa că mâncava și gura voastră, ce să zic, băi, fraților, domnilor și domnilor, dragilor, prieteni și prietene, de aici, de la Deutschland, vă salut, pe Piero Curanga, Domenico Gino, și aștept să văd dacă și voi îmi ziceți ceva, ce ar putea să aibă în cap. Bine, nu începeți cu comentariile alea, mâncava și gura voastră, că mă trimiteți cine știe unde și unde.
Bine, mă, fraților, vă pup și vă doresc o zi bună la toată lumea. Vă pup, fraților, ceau!